toate mijloacele alternative pot fi găsite și pot fi puse în funcție. Ne cunoaștem de ceva timp. Eu am spus-o și o spun încă o dată public. Aș vrea ca România să mai aibă un ministru al culturii, așa cum a fost Kelemen Hunor. Și cu asta, gata, uite că am spus se asta. Se poate discuta într-o altă guvernare, nu în această guvernare. Uite că am spus asta și de fapt n-am spus-o niciodată. Și îmi doresc multă sinceritate din partea ta. Ca un politic, ești viceprim-ministru în acest guvern, da? Ești viceprim-ministru. Da. Ai auzit ca România, hai că nu ți-l mai dau exemplu pe Victor Orban, era și chestiunea cu vizele, că nu e de acord ca cetățenii ruși să meargă cu vize, să nu mai iasă din Rusia, practic. Spune-mi și mie o singură chestiune în care România nu că a ridicat glasul, a avut altă poziție decât Uniunea Europeană, decât ce a spus Uniunea Europeană. Una singură. Deci, România a avut tot timpul o poziție, eu zic constantă, dar mai puțin vocală probabil, că nu toți politicieni și nu toate țările sunt de fiecare dată foarte vocale. Deci, din acest punct de vedere, ceea ce a făcut România numai în această perioadă și aici sigur pot să aduc eu critici dacă vrei, nu în această seară, dar ceea ce am făcut într-o altă seară și ce facem sau ce am făcut mai de mult, dar aici deciziile au fost extrem de simple. Interesul României la periferia Uniunii Europene, la periferia Alianței Nord-Atlantice, este o poziție foarte simplă și trebuie să aparții de o alianță, trebuie să alegi. În anii 90 noi am ales. Păi și de ce nu suntem în Schengen dacă aparținem? Stai un pic. Nord-Atlantică și foarte bine am făcut. De acord cu tine. Și am ales Uniunea Europeană și foarte bine am făcut. Dar nu vede nimeni viitorul României în afara acestor două. Asta cu Schengen nu e o discuție. Eu sper că până la sfârșitul anului, la începutul anului viitor, lucrurile se vor schimba treptat, cu MCV-ul. Dar asta i-am spus pentru aici mine, a fost una dintre dezamăgirile uriașe cu Schengen-ul, fiindcă în 2011 eram în guvern când s-a făcut evaluarea pregătirii României pentru a intra în spațiul Schengen și criteriile tehnice erau îndeplinite. Corect. Și intrarea în spațiul Schengen înseamnă criterii tehnice. După aceea vin unii și alții și mai bagă câte un criteriu politic. Nu este acceptabil. Au trecut 10 ani de atunci, 10 ani și un. Și acum trebuie să facem evaluare din nou, fiindcă totuși au trecut și să vedem dacă criteriile tehnice sunt îndeplinite. Asta e o problemă, dar a fost o problemă mai mult în trecut și nu azi. Azi toată lumea militează și eu sper, vreau să cred, am avut multe discuții și în guvern și în coaliție, că urmează o schimbare din acest punct de vedere. Și nu e pentru mine, e pentru economie, în primul rând. Și nu e pentru cei care călătoresc în vacanță. E vorba de economie. E vorba de transportatori. E vorba de marfă. Nu suntem poate din Europeană. Adică, da. Care deci suntem mai ciumați? Adică, avem ciungă în păr, cum se spune. Și eu sunt convins că România este, din punct de vedere tehnic, pregătit. Din punct de vedere politic, de foarte mult timp este pregătit și nu ar trebui să acceptăm să nu intrăm în spațiu Schengen. Ungurilor din Ungaria, vezi că te iau din aproape în aproape ca să ajungem la Orban, le trebuie viză ca să meargă în America? Nu știu, nu. Eu cred că nu. Ei sunt în viză, în sistemul ăla de foarte mult timp. Bun. Nu vreau să vorbesc prostii, dar eu așa știu. Bun. Atunci hai să vorbim despre Orban la modul ăsta. S-a dus în America, discursul lui a avut un mare succes acolo, da? S-a întâlnit cu republicanii, da? A fost cu Trump, s-au văzut și așa mai departe. Noi, ce relație avem cu Statele Unite ale Americii? O relație strategică și corectă, zic eu, dar nu trebuie să le amestecăm. Orban are o relație foarte bună cu republicanii de 15 ani, de 20 de ani, cel puțin de 20 de ani, de fapt din 1998-1999, dacă nu mă înșel, are o relație foarte apropiată cu republicanii și a avut o relație apropiată cu republicanii și înainte de președinția lui Trump. E o chestiune de alegere. E mai aproape sau foarte aproape de ideologic de conservatorii din America. Asta este. E o ideologie. Mereu care e politica? E apropiată, mai apropiată de republicani sau democrați? Deci, eu am fost în 2015 la Washington și problema nu este dacă noi suntem mai apropiați de unii sau de alții. Tu personal, cine îți place mai mult? Biden sau Trump? Democrații sau republicani?
nu vrei aici, să... sigur, nu se poate discuta în acești termeni, fiindcă trebuie să dai respectul necesar pentru președintele Statelor Unite. Dar și nu numai, pentru orice președinte de țară aici. Da. Nu e vorba că doar unii trebuie respectați și trebuie să accepți și trebuie să respecti pe celălalt. Da, da. Și trebuie să respecti alegerea americanilor. L-au ales pe Biden. Asta este, e un sistem democratic care funcționează la ei. E un pic ciudat pentru noi, pentru europeni, sistemul ăsta cu electori și cu... Și pentru ei cred că a devenit ciudat. Da, dar este fix treaba lor. Deci, din acest punct de vedere, ceea ce mi s-a părut... Suntem live acum, nu mai târziu. Da. Când am fost în Statele Unite... E adevărat că acum 7 ani de zile și acolo am avut senzația de câteva ori că nu suntem destul de prezenți. În Congres, în primul rând, nu la Departamentul de Stat, fiindcă acolo e o altă treabă, dar că nu facem destul de mult lobby. Nu facem destul din cauza faptului că suntem cumva, să spunem, o colonie a Americii. Eu n-aș spune așa, fiindcă e greu. Nu facem e greu tot ce ne dau americanii, ce spun americanii. Dar România tot timpul a fost atent ce spun americanii, ce spune Bruxelles, ce spun aliații. Deci da, România tot timpul a fost atent. Ba chiar că a executat aspecte înainte de a-i se da ordinul, dacă... Nu, ai pus în pământ. Da. Hai să ne... Nu e o chestiune de a executa sau nu a executa. Ba da. E o chestiune de parteneriat, unde fiecare ar trebui să aibă de câștigat. Că un parteneriat înseamnă că fiecare are de câștigat. Și ce România are de câștigat? A avut de câștigat, fiindcă este în acest parteneriat într-o perioadă foarte dificilă. Deci nimeni nu știa că va fi război, nimeni nu știa că va fi o competiție atât de mare între vest și est după 30 de ani. Dar opțiunea de a merge în Alianța Nord-Atlantică și acel moment când noi nu am intrat prima dată în Alianța Nord-Atlantică și am încheiat parteneriatul strategic cu Statele Unite, atunci era o dezamăgire. O nu parteneriatul, ci da, a fost o chestiune de consolare. Dar uite că după 20 și ceva de ani se vede că a fost o chestiune foarte bună. România singură nu avea capacitatea de a ține liniile de apărare. Păi și Ungaria de ce avea? Nici Ungaria nu are, deci de aceea este în Alianța Nord-Atlantică. Cehia la fel, Slovacia la fel, toți. Fiindcă fără o astfel de alianță de apărare, este imposibil o țară mică, România este o țară mică, să aibă capacitatea de a... Hai te rog să bei apă aia, că mai pot să mai pun eu o întrebare foarte lungă până bei apă. Bun, da, uite, apropo de ce vorbeam la începutul emisiunii, faptul că părinții noștri s-au născut atunci când era al doilea război mondial, acum sunt aici, sunt încă, da? Când e vorba să înceapă al treilea război mondial, că se vorbește în fiecare zi de asta. Spune-mi și mie, văzând, uitându-ne la trecutul nostru, da? Aia primii ani în comunism când eram fericiți, după aia ne-am trezit că e dictatură, a venit democrația, libertatea, toate întâmplate, Europa liniștită și prosperă aproape 70 de ani, fără niciun conflict major. Mă rog, a fost Iugoslavia, au fost câteva, dar nu atât. Nu. Au fost loc. Da. Cu destul... foarte multe pierderi de vieți umane, dar locale. Ce au trăit părinții noștri, acum te afli în guvernul României, da? Ești cumva în conducerea României, ca președinte de partid care participă într-o coaliție și ca viceprimisul. Da, care e strategia României pe termen scurt, pe termen lung, apropo de ceea ce se întâmplă, că în afară de 50 de bani, și că vorbim toată ziua de gaze și de energie, care e strategia României? Strategia României e una simplă. Să fie o țară respectată și o țară care se dezvoltă din punct de vedere economic, să fie o țară care are puterea de a gestiona problemele importante și pentru fiecare familie să fie un loc unde poți să proiectezi un viitor. Deci, din acest punct de vedere, lucrurile sunt simple, nu trebuie să le complicăm. Dar de aici și până la momentul când
trebuie să iei o decizie. Ce decizie iei? Cum reușești să pui în aplicare un program de guvernare? Cât de mult se schimbă direcția într-un singur an din diferite motive, din cauza războiului. Vorbeam de exemplu, că e greu să prevezi deci, acum ce se întâmplă. Ceea ce noi am scris în programul de guvernare în decembrie sau noiembrie anul trecut e valabil aproape 100%, dar nu știam ce va urma și nu știam de război. Peste 3 luni de zile era război. Și sigur că o grămadă de chestiuni trebuie adoptate